Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Șoșdea. Ierarhul a resfințit biserica parohială, închinată Duminicii tuturor sfinților, și a binecuvântat o placă comemorativă dedicată scriitorului Ioan Ciucurel, fiu al satului. Preasfinția sa a săvârșit apoi Sfânta Liturghie. În 2009, mai precis în 17 mai, anul Mântuirii 2009, cu ajutorul lui Dumnezeu am târnosit această prea frumoasă biserică, o biserică reprezentativă din cadrul eparhiei noastre. Și iată, după 8 ani, revenim aici la Șoșdea pentru a sfinți exteriorul, dar și pentru a binecuvânta casa parohială. Îl felicităm din tot sufletul pe părintele paroh, Belu, și toată familia sfinției sale, împreună cu toți ctitorii și binefăcătorii bisericii și casei parohiale. Îl felicităm pe domnul primar și pe toți cei care s-au implicat cu timp și fără timp la înfrumusețarea și împodobirea bisericii pe de o parte și a casei parohiale pe de altă parte. Pentru activitatea desfășurată, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor, iar ctitorii și binefăcătorii au primit din partea ierarhului diploma de excelență Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. În această duminică frumoasă de la începutul toamnei, parohia noastră îmbracă haine de sărbătoare. Cu micul mare, suflet lângă suflet, cu toții creștini ai acestui sat, ne-am bucurat și am venit astăzi ca să fim împreună în rugăciune cu preasfinția sa, episcopul Lucian al Caransebeșului, și alături de toți frații noștri preoți care au venit să ia parte la bucuria noastră. La această parohie s-au făcut în ultima vreme ample lucrări de renovare în exterior, în exteriorul bisericii, și astăzi, împreună cu preasfințitul, am săvârșit slujba de sfințire și totodată și sfânta și dumnezeiasca liturghie. Suntem bucuroși că în această parohie, zic eu, fruntașă din protopopiatul nostru, se realizează lucruri deosebit de frumoase. Aceasta ne dovedește faptul că între păstorul comunității, părintele Sorin Belu, și păstoriții de aici există o relație duhovnicească foarte bună. În primul rând, această relație duhovnicească se vede prin prezența credincioșilor numeroși, de altfel, în duminici și sărbători, se vede prin multitudinea tinerilor și credincioșilor care se apropie de Sfântul Potir, totodată iată și realizările materiale. Cât de important este pentru comunitatea din Șoșdea acest eveniment? În opinia mea și a conducerii noastre, și clar vorbesc și în numele cetățenilor, este foarte important acest eveniment, deoarece l-avem din nou alături pe preasfințitul Caransebeșului, episcopul nostru, între noi, care de fiecare dată, cu prezența lui, împreună cu cele sfinte și binecuvântate aduse de el, ne aduce liniște, pace și bucurie în suflete. Clar, pe lângă că este un eveniment de sfințire a exteriorului bisericii de la Șoșdea, se pot dezvolta foarte multe lucruri pozitive în jurul acestui eveniment, deoarece venirea preasfinției dumnealui în mijlocul nostru ne poate aduce o putere mai mare și o motivație mai bună și mai mare pe viitor. La eveniment a fost prezent și nepotul scriitorului Ioan Ciucurel. A fost o organizare deosebită, într-un sătuc, zic eu, puțin uitat de lume și departe de un drum european. Din mândria celor trei nepoți care mai suntem, de fapt, în viață, după Ioan Ciucurel, care în anale Academiei Române este primul țăran scriitor și care a publicat două romane în viața lui. Localitatea Șoșdea este atestată documentar în anul 1343, iar biserica a fost construită în anul 1926.